întrebare care mă macină sau probabil pe măsura întâlnirilor când am observat că dezlușesc mai multe ministere, probabil au tot venit pentru a le lămuri. Spune-mi, te rog, cum putem rezolva când avem ca fiecare de altfel niște greșeli mari sau mari, că le-am interpretat eu că au fost de gravitate mare pentru persoana mea. Niște greșeli prin care am provocat suferința altora. Cum le putem? Schimbându-ne pe noi și din clipa respectivă începe restaurarea și răzvarea greșelilor. Da, asta, și le, și cum trecut? Le dăm delete un pic din fiind trecut? Tu cum trebuie acum în prezent, cu vârf și nu, fiind tu cum trebuie în prezent, adică smeriți, pe exemplu, da, să mergi pe simplitate, spre modestie și spre smerenie și măsura în care faci lucrul ăsta să știi programele din spate, dar și din viitor și de la copii. Am înțeles, și atunci urma de vinovăție pe care dispare. O simțim de fiecare dată când ne gândim acolo. Pentru că nu ne apucăm să ne schimbăm. Pentru că nu ne hotărâm să ne schimbăm, că imediat începe o stare de bucurie interioară care este dovada faptului că deja am început și programele au început să se șteargă. Am înțeles. Și trebuie atunci, prin schimbarea noastră... Da, să te apuci să te comporți cum ar fi idealul să te comporți. Adică să nu cauți ale tale, mereu să te împuținezi, să te restrângi și să dăruiești cât mai mult. Pentru că spațiul ăla gol înseamnă prezența lui Dumnezeu și prezența lui te face să te simți bine sau îți face viața frumoasă. Deci tu când te retragi, nu e nevoie de tu să, cu efortul tău, să te opintești și să cauți soluții. Nu, te retragi și soluțiile vin de la sine, asta ești inspirat că... și el mai și le rezolvă singur. Am înțeles, pentru că eu exact la asta mă gândeam, no, dar m-am mântuit și atât am simțit că am răscumpărat greșeala și am încercat să compensez pe altă parte, dar totuși în sufletul meu sunt niște greșeli de neiertat ale mele, pe care din când în când mai mi se aduc în prezent, chiar dacă nu coincid pe acea sferă de... Deci da. Dacă vin în prezent, atunci da. Te comporți cum trebuia să te comporți atunci și știi cum trebuia și atunci nu se mai repetă. Care e problema? Înțeleg, și ușor, ușor se și duc. Prin da. Îmbunătățirea ta acum. Ca ființei, acum se și duc. Se ștece trecutul și se ștece și viitorul și la ceilalți, că programele se duc până la 10 generații. Și nu scapă nimeni. Deci wow. Ei se încarcă cu programele. Așa cum și tu te-ai încărcat cu programele de la mamă, spre exemplu. Da. Le luați și le execuți acum. Fără să-ți dai seama. Fără să-ți dai seama. Că le-ai copiat, le-ai repetat, le-ai exersat. Și prin îmbunătățirea mea, condiției umane, toată lumea se schimbă. Să schimb și familia, cât și... trecutul mamei sau al da, neamului care neamul trăia acelor care nu mai sunt și pe aceea îi schimbi din poziția pe care sunt ei acum în lumea de dincolo, îi urci pentru că tu te-ai schimbat, că îi încarci cu energie. Deci toată lumea depinde de tine acum. Da. Inclusiv comunitatea, locul unde locuiești, inclusiv țara depinde de tine. Am înțeles, da. Asta este întrebarea care vreau. Mulțumesc. Firma depinde de tine, de exemplu. Deci schimbarea ta, toată lumea. Colegii tot tăi, meu înconjurător, cei care intră în apropierea ta, da, toți depinde de tine. Dacă tu te-ai schimbat, te-ai schimbat și pe ei. Că ei doar reacționează la tine, dar interiorul tău. Dacă tu ai acolo vinovăție sau gânduri negative, te atacă. Te atacă cu gândurile tale. Da. Dacă nu ai niciun gând, nu te mai atacă nimeni. Da. Mulțumesc.